Pensiamo da ce va. registrare Ponita. Așa, da, dragilor, bun găsit la treia Prof Online. Suntem din nou împreună. Cum vezi, Măriuca, n-am șters tabla. Am păstrat-o așa ca să ne amintim lecția de data trecută. Știi, a fost despre fracții, parcă discutam, Da. Nu? Și în legătură cu fracțiile acestea am văzut că mulțimea tuturor fracțiilor, două mulțime am discutat, mulțimea numărilor naturale, formată de la 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe, și o mulțime mai amplă, parcă, mai amplă într-un fel, nu ca număr de elemente, că ca număr de elemente spunem că tot atâta are și mulțimea astălaltă, tot o infinitate de elemente. Da. Dar așa ca imagine parcă încearcă să acopere cât mai multe puncte ale zonei semidrepte acestea, să zicem semidreaptă, adică la zero încolo. Cu numeri naturale erau nu, doar câteva puncte așa, pesărite, să zic așa, și rămâneau multe goluri. Ei, mulțimea aceasta, cum se numește asta, a doua? Deci a fost mulțimea numărilor naturale, formate din elementele de la 0, 1, 2 și așa mai departe. Terminăm vreodată mulțimea asta? Dacă am vrea să reprezentăm toate elementele? Nu. Nu. Are cât? O infinitate de elemente. Bun. Și a doua mulțime, cum se nota cu litera? Q. Q. Se numea mulțimea numerelor raționale. Da. Numere. Putință? Sau? Da, deci numere raționale. Și e formată din cine? Toate fracțiile. Toate fracțiile, da? De tipul m pe n, cu precizarea că m și n sunt niște numere din el mare, adică sunt orice număr din mulțimea de mai sus. Deci m și n sunt din mulțimea numerelor naturale, cu o mențiune foarte importantă. N nu are voie să fie zero. Asta, ori de câte ori vorbim, deschidem gura și pronunțăm numele de fracție, trebuie imediat în minte să ne apară. Nu are voie numitorul să fie zero. Pentru că împărțirea la zero nu se poate face. Ei bine, noi am luat data trecută fracția 9 pe 8. Și ce înseamnă 9 pe 8? Înseamnă ce fel de fracție 9 pe 8? 9 pe 8, fracție subunitară. Subunitară? Subunitară, adică mai mică decât 1. Așa e zis, subunitară. Supraunitară. Ure. Da? E mai mare decât 1. Deci subunitară. Hai să ne amintim din nou. Deci, M pe N în trei variante. Da? Când M pe N este mai mică decât 1, cum se numește asta? Unitate. Păi, mai puțin de 1, adică unitatea. Unitatea, da? E mai puțin decât 1. Deci, subunitară. Subunitară. Apoi, când M egal cu N, cum se numește? Echiunitară. Echiunitară, da? Echiunitară. Adică egal cu unitatea. Și când M pe N e mai mare decât 1, mai mare decât 1, se numește? Supraunitară. Supraunitară. Supraunitară.
Ei, noi am luat 9 pe 8. Ce fel de fracție este 9 supra 8? Adică dacă am face împărțirea, ar merge măcar o dată, nu? Și dacă faci un și ceva, deci e mai mare decât 1, atunci este supraunitar. E, și am reprezentat-o. Adică ce înseamnă 9 pe 8? Să mă amintești cum am gândit? 9 pe 8 înseamnă să-l vedem, înseamnă un întreg, nu? Că la împărțirea lui 9 la 8 merge odată și rămâne restul 1. Și acel 1 împărți la 8. În continuare ar trebui să facem împărțirea. Deci înseamnă 9 pe 8 înseamnă un întreg. Înseamnă 1 plus o optime. 1 plus restul care a rămas. Și dacă nu mai continuăm împărțirea, restul supraîmpărțitor. Deci de aceea 9 pe 8 înseamnă ca poziții de reprezentare pe dreaptă, dincolo de 1. Știi că am făcut. Uite de pe caițelă toți, mai amintești? Poți să zici din nou că s-a întrebat. Deci nu mai ai caietul de data trecută, bănesc. Poftim? Mai ai caietul de data trecută? Dar de ce mă întreb că s-a întrerupt? De ce te întreb? Da, că s-a întrerupt. Vreau să zic că uite-te pe căițelul tău de data trecută, că trebuie să ai și tu desenul ăsta, că noi am lucrat amândoi data trecută. Da. Și 9 pe 8 este undeva dincolo de 1, nu? Adică unitatea da. Cealaltă între 1 și 2 am împărțit-o în aproape de. Deci în 8 părți și am luat una. Și în felul ăsta am reprezentat pe 9 pe 8 ca este fiind un pic mai încolo decât 1. Un pic mai încolo decât 1. Adică dincolo de 1 am trecut cu o optime din întregul următor. Din destul tot, de puțin. Da, destul de puțin. O optime înseamnă optime. Nici jumătate, nici alte optimi, nu două optimi, ci una singură. Dar dacă facem împărțirea efectivă și noi am descoperit că putem face împărțirea lui 9 la 8 adăugând un 0, punând un 0 la cât, ți amintești, nu? Uh-huh. Ei, în momentul în care adăugăm un 0, de fapt noi împărțim toată unitatea între 1 și 2 în 10 părți. Că de aceea, adăugând un 0, deci împărțim în 10. Și acele 10 părți, imediat vedem de câte ori se cuprinde. De data asta s-a cuprins o singură dată și a mers 1. Deci din cele 10 zecimi am luat 1. Și pe urmă au rămas unor 8-8 și a rămas un rest de 2. Și dacă am mai adăugat un 0, de fapt noi am împărțit încă o dată zecimea în 10. Și zecimea împărțită în 10 a însemnat de acum sutimi. Deci cifra de pe locul 1 înseamnă zecimi, cifra de pe locul 2 înseamnă sutimi, de pe locul 3 miimi. Așadar, făcând împărțirea lui 9 la 8, am constatat că descoperim o altă formă de scriere a fracției, forma fiind aceasta de... Deci forma de scriere fiind o formă cu virgulă, iar o cârpă. Deci forma de scriere este cu virgulă aceasta și se cheamă formă zecimală. Deci mulțimea numerațională se prezintă, am constatat, în două variante. Fie sub formă de fracții, fie, dacă continuăm împărțirea, sub formă de numere zecimale, cu virgulă. Este același număr, numai că
De data asta, prin scrierea decimală, vedem și o primă parte până la virgulă, care se cheamă parte întreagă, iar de dincolo de virgulă, parte decimală. Așadar, mulțimea numerelor raționale se prezintă, cum spuneam, în două variante. Sub formă de fracție ordinară, fracție ordinară, așa vorbim, sau vorbim de numere raționale sub formă decimală. Ei, acum am să... Ce ți-am dat ca temă? Nu mai știu exact. Spune tu ce ți-am dat. 19 supra? 19. Deci ți-am dat ca temă să te ocupi de 19 supra 8, bănuiesc. E bine? Nu mai țin tu dacă era 19 sau 9. Stai să nu mai... Nu, 19. Da? Deci e vorba de 19 supra 8. Să studiem pe 19 supra 8. Acum condu tu toată discuția noastră și mai întâi să le prezentăm pe 19 supra 8 așa, sub formă de fracții. Luăm undeva pe 0, pe dreaptă. Spuneam că partea din stânga... O măsură de unitate. Luăm o măsură, da, o unitate de măsură, corect. Unitate de măsură. Da, da, unitate de măsură. Da, și acum... Tu ce e acolo, să zicem, din patru pătrățele, ca să fie spațiu, așa să ne putem descurca. Și încep să pui pe 1, apoi încă o dată punând-o avem 2, încă o dată 3, apoi încă o dată 4, încă o dată 5 și cât ai spațiu acolo? Din 4 pătrățele, da? Da. Și tot continuăm. Și acum 19 supra 8 înseamnă că făcând împărțirea de câte ori ar merge? Dar eu cred că era 9 pe 8. 9 pe 8 am făcut-o odată, am reprezentat-o, a fost chiar ce am lucrat. Dar ca temă ți-am dat 19 supra 8. Da. Bun. Și acum să discutăm, te rog. Unde ar fi plasat 19 supra 8? Pe unde? Un pic mai încolo decât 2. Deci ar face 2 și plus ce rest îți rămâne? 2 plus... Trei supra opt. Că rămâne restul. 3, 8 ori 2, 16, 3 pe 8. Și 3 optimi. Deci, practic, dincolo de 2, între 2 și 3, el va fi, 19 pe 8, va fi între 2 și 3. Și acum trebuie să hotărâm cât înaintăm sau în ce măsură reprezentăm pe 3 pe 8. Ca să reprezentăm pe 3 pe 8, ce ar trebui să facem cu spațiul dintre 2 și 3? Să-l împărțim în cât? În 8. În 8. Tu ai parcă din, am zis eu, ei din 4 pătrățele, da? Da. Și acum ca să ai 8, ar trebui fiecare pătrățică să o dai în 2, nu așa ar veni? Da. Așa. Deci tu fă-ți treaba acolo, pe caietul tău. Eu fac jumătatea. Și jumătate, iar fiecare jumătate și o dau încă o dată în 2 și am și eu obținute cele 8-imile respective. Cam dat o dată în 2, apoi fiecare jumătate în 2 am obținut ce am obținut? Dacă jumătatea, fiecare jumătate am dat-o în 2. 8. Pătrimile. Da. Și dacă pătrimile fiecare din cele 4
Părți le dau în două, pe fiecare în două, obțin optimile. 8. Și câte optimi trebuie să iau? Spune 3. Aici. 3. 1, 2, 3. Iată. Și acum viu cu roșu și arat că practic, momentul de față, până aici, zona de la 0, deci numărul pe care l-am reprezentat, este acesta, 19 pe 8. 19 pe 8 este poziționat ca valoare lungimea segmentului. Înseamnă lungimea segmentului, 2 și ceva. Așa cum am luat noi unitate de măsură. Că dacă luăm altă unitate de măsură, în unitate, tot așa va fi, numai că va fi la o scară mai mare sau mai mică. Depinde cum gândim unitate. Totul este în funcție de unitate de măsură, că așa o respectăm pe toată dreapta. Deci când ne-am fixat de unitate de măsură, mergem și acoperim toată dreapta. Așadar, 19 pe 8, acolo este. Am trecut de 2, am împărțit toată unitatea dintre 2 și 3, spațiul acesta în 8 și am luat 3 din ele. Și iată că am fixat pe 19 pe 8. Și acum ne întoarcem la 19 pe 8 și să facem împărțirea complet. Și zicem 19 pe 8. Să facem așa împărțirea fără să ne mai oprim la rest. Ci adăugând 0 cu virg, cum știu să faci. Poftim. 19 împărțit la 8 este egal cu, vorbește. 2. 2. 2 ori 8, 16. Apoi. 3. Da. Nu se poate, deci adăugăm 0. Atenție! Nu adăugăm 0, decât după ce? După ce adăugăm virgula. Că la 19 a fost deja virgula pusă și după aceea punem 0 ori. De aceea când am ajuns la virgulă, imediat punem virgula acolo. Bine. Da? Neavând de coborât. Ce s-a întâmplat? S-a terminat bateria, cred. Ce? Nu s-a mai văzut, nu știam de ce. Nu te-am mai văzut. Ah. Bateria pe sfârșit, nu e pe sfârșit. Poate s-a întrerupt. Nu știu ce s-a întâmplat, dar uite că acum dacă am dat, o pornit. Yeah. Da? Ne auzim, ne vedem. Da. 8 în 30. De 3 ori. Da. 3 ori 8, 24. 6. 60, 0. Că putem. Da. 6 și 8, 0. 7 ori 8, 56. Nu? Da. Da. 56. Hai, continuă. 40. 5. 5. 5 euro 40. Și iată cum am descoperit că 19 pe 8 înseamnă, de fapt, 2,375. Ce? Cum traduci tu 2,75? Adică este un număr care are partea întreagă, deci până la virgulă se numește aici partea întreagă. Partea întreagă. Cât este partea întreagă? 2, cum a fost, da, și mai devreme. La și... Parte. Și toată asta de după virgulă se numește cum? Zecimală. Da, parte zecimală. Parte zecimală. Așa. Deci avem o parte întreagă 2. Și partea decimală, 375, ce sunt astea? 375 miimi. Pentru că
În clipa în care ai trei cifre, te gândești că câte zerouri ar însemna, câte zerouri în cobor, când ai format și ai controlat, câte zerouri ai pus? Trei zerouri. Ții minte, da. Nu? Zero pentru unități de 0, 0, 0. Și cu 1, deci 1000. De aceea zicem 375 de miimi. Nu-i complet 1000, ci doar 375. Deci nu-i toată de la 2 la 3, ca și cum am fi împărțit de la 2 la 3 spațiul ăsta într-o 1000 și am fi luat 375 din ele. Și luăm numai 375, nu luăm pe toate. Că dacă luăm pe toate 1000, însemna că toată unitatea de la 2 la 3 am luat-o. Deci, iată că în 19 pe 8, sub formă de fracții și pe ce știam noi să facem, l-am văzut în varianta asta de reprezentare fiind 2 în 3 și 3 optimi, care în parte decimală înseamnă 2 în 3 și 375 de miimi. Și acum am vrea să vedem ceea ce am făcut în timpul împărțirii să reprezentăm concret acum în, să spunem, pe dreaptă, să facem clar reprezentarea de aici. Cum gândim? Acum, spațiul de la 2 la 3, în câte îl împărțim, Măriuca? Spațiul ăsta de la 2 la 3, în data trecută l-am împărțit în 8. Acum îl luăm și îl împărțim în câte? Când am pus câte un 0. Punând câte un 0, înseamnă în 10. Nu? În fiecare etapă, în 10. Da. Și deci spațiul de la 2 la 3, nu în 8, ci în 10. Că tot construind noi așa și sutim și miim, trebuie să fie exact în aceeași poziție trebuie să ajungem. Așadar, să-l împărțim în 10. Cum facem împărțirea în 10? Dar tot segmentul de la 2 la 3? De la 2 la 3 eu l-am pus din nou. Sfârșitul tot la fel, între 2 și 3. Prelungită astea la capete, la 2 și la 3. Și spațiul ăsta între 2 și 3 și trebuie să-l împărțim în, spuneam, în 10. Ca să-l împărțim în 10, nu în 8 ca data trecută, ci în 10, pentru că așa am tot adăugat câte un 0, mai întâi luăm mijlocul, tu ai din câte, din 4 pătrățele. Deci la 2 ai pus mijlocul și ai 5 în stânga și 5 în dreapta. Adică ai două pătrățele în stânga și două pătrățele în dreapta. Și acum trebuie împărțit în 5. Ca să împarți în 5, trebuie să pui 4 liniuțe. Da? 1, 2, 3, 4. Bătălia la precis, la exactitate o ducem în partea stângă. În partea dreaptă, sigur, tot atât de riguroși trebuie să fim, dar nu lucrăm acolo. Deci, am împărțit-o practic nu în 8, cum era în varianta când folțeam fracții, și acum în 10, că am adăugat câte un 0 de fiecare dată. Și acum, din cele 10, câte trebuie să luăm? Ce ne spune la cifra zecimilor? Cât este? E vorba de 2,375. Cifra zecimilor este 2. Pardon, e 3. Da? Deci luăm și noi 3 zecimi din cele 10. Din cele 10 luăm 3. 1, 2, 3. Iar pe a patra, în a patra lucrăm. Zecim. Și pe a patra o împărțim în 7. Nu 7, tot în 10. 10, pardon. Pe a patra o împărțim în 10. Deci pe a patra o împărțim. Din cele 10. Din cele 10 lucrăm pe a opta.
Așa. Le luăm pe cele 7 și nu urcăm pe a 8-a, da? Da. Bun. Uite, am luat-o pe a 4-a. Hai să pun și aici că pe a 4-a am luat-o. Bine. Pe a 4-a pun 4 aici. Și împărțim în 10 ca să construim sutimea. E de parcă am împărțit pe fiecare în 10, dar acolo nu pot lucra, n-am nicio șansă, că dacă folosesc carioca, să mă zgălește de să faci un tot acolo. Da. Și una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Și astfel am împărțit din nou în 10. Pe a patra am împărțit-o în 10 și luăm câte din cele 10? Șapte, nu? Că zice da. Șapte sutimi. Da? Deci luăm 7, asta înseamnă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 până aici. 7. 7 sutimi, iar pe a 8-a o luăm deoparte, pe a 8-a și o luăm pentru a o împărți la rândul ei în 10. Da, mă auzi, Măriuca? Da, te aud. Așa. Și o luăm, împărțim în 10, tot cum știm. Mijlocul și pe urmă cu 4 liniuți. Ei. Și luăm din ele 5. Da? 5. Deci data trecută am luat 3-ul, 3 din ele. Aici 3, 7 și acum până la mijloc, nu? Și luăm 5. Deci 5, fiindcă a fost a treia împărțire în 10, prima aici a fost în 10, până în 100, miimi. Deci avem 5 miimi. Și cum s-a terminat problema, ne-am oprit aici. Aceasta este reprezentarea numărului 375 și dacă ne ducem cu reprezentarea asta exact aici ar însemna mijlocul și ne ducem așa, ea ne conduce exact spre poziția asta. Deci 375, mergând 5 înseamnă la mijlocul ei, apoi 4 și ne conduce exact așa, cum spuneam, în poziția aceasta, 375, deci 5-ul, 7-le-i luat, 7 și iată 3, ca săgeata plecată de aici, de la reprezentarea asta, să conducă exact pe poziția lui, care a fost, la exact la punctul acela care a însemnat 19 pe 8. Asta trebuie să înțelegem bine în reprezentare. Deci avem cum se trece de la fracție, de la 19 pe 8 la 2,375. Prin împărțire efectiv, până se termină împărțirea. Iar înapoi, dacă îți dă cineva și avem reprezentarea asta 2,375 și spune, descoperim fracția care a condus la împărțirea asta. Și tu zici așa, păi 2 întregi plus 3 zecimi, adică 3 pe 10,
plus 700, care înseamnă 7 pe 100, și plus 5 pe 1000. 5000. Și acum suntem în situația de a aduna niște fracții. Cum se adună două sau mai multe fracții? Cum se adună două sau mai multe fracții? Se aduce la, se caută numitorul comun, adică acel număr care se împarte exact și la 1, ca aici eu pot să înțeleg 2 pe 1, la 1, la 10, la 100 și la 1000. Cine este numărul care se împarte exact și la 1, și la 10, și la 100, și la 1000? E destul de ușor aici de văzut. 1. Nu. Care se împarte, și la, se împarte simultan și la 1, și la 10, și la 100, și la 1000. Ca să se împartă la 1000, fiind 1000 mai mare, 1000 ar trebui să-l luăm, nu? Da. Că 1000 se împarte și la 100, și la 10, și la 1. Deci 1000 este cel mai mic multiplu comun. Amplificăm aici cu cât? La 2. 1000 împărțim la 1. Da. Cât face? 1000. Da. 1000 împărțit la 10. 1000 împărțit la 10, 100. Da. 1000 împărțit la 100. 10. Da. Și la 1001, nu? Da. Și egal cu. Punem o singură linie de fracții, că așa am învățat, nu? La, când am făcut operație cu fracții, punem numitorul comun 1000 și pe urmă înmulțim. 2 ori 1000. 2000. 2000. Plus 30. Plus, dar cât este? Cu 100 trebuia să... 100. Am greșit. Nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat să greșesc. Deci 1000 împărțit la 10 e 100. Deci și 1000 împărțit la 100 fac 10. Da? Așa. Și acum vine 2000 plus 300. Da. Plus 70. Plus 70. Plus 5. Plus 5. Supra 1000, care îmi dă, iată cât. 2000. Hai, scriem numărul, pe ușor. 2000. Direct răspunsul sau? Nu, păi răspunsul, da. 2300. 75. Supra 1000. Așa este, asta este rezultatul pe care... Dar uite cât de simplu. Altădată, ce facem ca să nu mai pierdem timpul, să nu mai scriem toată așa desfășurarea asta? Pur și simplu, mutăm virgula peste 3 cifre supra 1 urmat de 3 zerouri. Că aici am mutat-o peste 3 cifre, nu că 3 cifre are partea decimală, supra 1 urmat de 3 zerouri. Bunoară, cu cine ar fi deodată 7,15? Cum l-ai scrie, fără să mai pierdem timpul cu scrierea asta, doar aici am insistat pentru înțelegere. Cum scrii tu pe 7,15 sub formă de fracții? Uite-te aici cum am procedat. Cum am procedat, am ajuns așa și cum ziceai și deodată. Poți să zici din nou ce să... Adică cum scrii deodată, fără spui 7 plus 10 plus 500. Deci 715 supra 1 de 20 ori. Supra 100. Deci asta înseamnă că am pășit peste etapele astea. Scrierea asta așa desfășurată este pentru a înțelege și a face legătura cu tot ce am făcut noi mai devreme. Deci 9,
33, să zicem, este 933 supra 100. Da. 933 supra 100. 100. Foarte simplu. Da? Sau dacă ai 5 virgulă 1347. Adică 1347. Cum se scrie deodată sub formă de fără să mai avem virgulă? Pot să repeți? Cum scriem deodată fără să mai avem virgulă, adică sub formă de fracție? Cum o scriem? A. 51.347. 347 supra? Supra 10.000. Supra 10.000. Da? Deci ai înțeles că dacă sunt 4 cifre, peste 4 cifre le ducem. Dar dacă aș fi vrut să numai peste 2 cifre, virgula să ducă numai peste 2 cifre. Deci cum ar fi scris pe 5,1347, dar vreau să scriu virgula să ajungă numai peste 2. La dreapta. Dacă peste două, însemnează că două zerouri trebuie să aibă la numitor. Că doar la atâta, cât aleargă ea peste câte cifre sare, peste atâta punem. Dar ce s-a întâmplat iar? Ce se întâmplă? Că văd, iar s-a oprit. Mă auzi? Da, te aud. Dar nu știu de ce de data asta tot se oprește. De ce? Dar nu se vede că parcă se întrerupe. Unde? Dar acum e clar. Acum i-am dat drumul eu. Da, apare ceva. Dispare ecranul, pur și simplu. Nu se mai vede nimic. Adică devine negru. Ca și cum s-a rupe. Poate ai ceva așezat pe calculator? Pe calculator nu. Nu. Sau nu, e jumătatea la continuu. Dacă ai mouse, e cumva sub ceva? Nu știu de ce. Nu, parcă ar fi lăsat în stand-by, știi, și el stă cât stă și pe urmă se închide. Asta îmi face, da? O să stau de vorbă cu el să nu mai fac figura asta. Deci, 513, ai zis, virgulă, 47 supra 100. Da? Dar poate să dată pe ecran, poate. Că uneori se întâmplă ca calculatorul uneori, nu știu de ce, nu știe pe ce tab ești și crede că nu ești pe nimica și pur și simplu vrea să se închidă. O pasă dată pe ecran, poate nu se mai întâmplă. Din cărere că să mă apăs pe ecran, da? Doar o dată. Așa. Pe ecran aici, pe asta. Ori acolo, ori pe ecran, da. Undeva. Bun. Deci în final ai înțeles peste câte vrem să mutăm în dreapta virgula, peste atâtea, la numitor, punem unul urmat de atâtea zerouri și am înțeles cum să scrie. Acum, vezi, fracția asta care am obținut-o două, ne întoarcem la ghișițul nostru, că știi că a fost vorba de scrierea 2,375, sub formă de fracții, dar nu e fracția care am avut-o 19 pe 8, ci e o altă fracție. Și atunci tu poți să întrebi, bine, dar nu trebuia să ajungem exact la fracția aceea? De ce crezi că n-am ajuns exact la fracția aceea? Fiindcă asta care am obținut-o nu este ireductibilă. Ea este simplificabilă, reductibilă. Și atunci hai să muncim la ea. Deci a fost 2375 supra 1000. 1000. Și haideți să muncim.
Merge prin cât? Prin cât s-a simplificat fracția asta? 5. Prin 5, sigur că ultima cifră e 5. Și atunci hai să facem. Vorbește 5 în 23. De 4 ori. Da? 4 ori 5, 20 și se închipui, rămâne rest. 3 rest. Covărăm 7. 37. 7 ori. 7 ori 5, 35. 2 rest. Și covărăm pe 5, 25. De 5 ori. Supra. Supra. 5 în 10. 5 în 10 de 2 ori. Deci așa și 2 0 ori. 200. Ce putem spune? Noua fracție? Este reductibilă. Este reductibilă, iar merge prin 5 și egal cu, vorbește tu, condu. Și egal cu, stai un pic, 8, sau nu, 9, 9. 9 ori 5, 45. 2 rest, coborâm 5. 25, 5. De 5 ori, nu? Pe 5 în 25 de 5 ori. Jos, 5 în 20. 5 în 20 de 4 ori. Da. Deci 40. Da. 0. Așa. Iar prin 5. Da. O dată. Da. 9, deci 19. Da. Cinci în patruzeci, opt. 19 pe 8. Deci vezi, când ai fracția, faci împărțire și găsești forma zecimală. Înapoi. Fix. 19 pe 8. Da. Înapoi cum? Tu ai fracția asta de transformat-o din formă zecimală, știi manevra că muți la dreapta și pui unul de atâtea, pe, sub atâtea zerouri, urmat de atâtea zerouri, funcție de câte cifre ai avut aici, peste câte ai pus, dacă 2 peste 2, dacă 3 peste 3, și pe urmă te iei de ea și o simplifici până nu se mai poate și ajunge exact la fracția pe care dacă ai împărți-o, ți-ar da forma zecimală. Cu alte cuvinte, ți-am arătat acum și am stabilit împreună cum se trece de la forma fracțională spre zecimală, deci de la fracție spre forma zecimală. Cum se face asta? Cum se trece de la fracție la formă zecimală? De la fracție la formă zecimală. Am uitat. Facem împărțirea. A. Da? Spune acolo, spune tu în cuvinte. Facem efectiv împărțirea. Facem împărțirea până se termină. Cum a fost? 19 împărțit la 8. Da? Scrie tu în cuvinte acolo. Facem împărțirea, da? Pentru varianta asta. De trece de la fracție, că tu ai fracția și vrei formă zecimală. Păi dacă vrei de la fracție la formă zecimală, înseamnă că faci împărțirea. Da. Acum B. De la forma zecimală, forma zecimală, spre fracție. Deci, de la forma zecimală spre fracție. Adică ai forma zecimală cum am avut-o și vrei fracția. Cum se face asta? Da, uite, la forma zecimală spre fracții. Cum? Mutăm virgula la sfârșit.
Da, la dreapta, până la sfârșit, ai bun spus, până la sfârșitul numărului, se dispare, practic, la sfârșit nici nu mai punem. Deci mutăm vibra până la sfârșit, supra 1, urmat de atâtea zerouri, câte cifre am pășit. Câte 10? Deci 1 urmat de atâtea zerouri, da? 1 urmat de 2 zerouri, când are 2 cifre. Dacă are 3 cifre, supra 1 urmat de 3 zerouri. Deci supra 1 urmat de atâtea zerouri, funcție de câte cifre am pășit, da? În funcție de câte cifre am pășit. Iată un exemplu acum și odată ce ai scris astea și să faci toată povestea. Sau dacă nu, să ți-o dau tot eu. Hai să zicem, ți-o dau tot eu. Zicem așa. Ia să zicem 7 supra 12. 7 supra 12. Mai întâi facem pe dreaptă. Sau... Șapte supra 12. Este formă de fracții, da? Da. Și acum tu găsești forma zecimală. A. Adică, fă împărțirea efectiv să vezi cât îți dă. Deci poți să zici din nou care? 7 împărțit la 12, da. Bine. Vorbește. 0. 0, virgulă. Virgulă. Da. Acum punem 0 la 70. Da. Da. 5. Merge de câte ori de? 5 ori, da? Da. Rămâne 10, e bun, că restul mai mic decât 12, e bun. Punem un 0. Punem 0. Da. 8. Deci, 8. 2, 16, da. Cât au rămas? 4, e bine? Da. 0. Da, 40. Merge de câte ori? 3. Da. Patru. 40. Dar totul să fie repetat. Așa. Deci de acum se zice să repet, nu? Iar 3. Așa, 3 în paranteză. Deci, ai constatat că 7, cât ți-am dat eu, 7 parcă, supra 12, este egal cu 0, spune tu. 5. 8. Paranteză 3. Așa, paranteză 3. Okay. Dacă 3 se repetă. S-a întâmplat să fie o singură cifră care se repetă, dar poți fi din două cifre care se repetă. 3 cifre. Dar la 2 paranteză.
Deci, practic, cu ce fel de număr este ăsta? Cum spunem noi că nu se mai termină împărțirea? Deci nu se mai termină împărțirea dacă am face împărțirea 3, 3, 3, 3 la nesfârșit. Și atunci, iată că în clipa în care perioada se numește asta, da? Perioadă. Perioada este mai târzie, adică măcar o cifră între perioadă și virgulă am. Noi avem de data asta două cifre. 58-ul. Și asta se cheamă parte neperiodică. Că nu se repetă asta. Ți s-a mai închis în ecranul? Nu s-a închis. Se vede tabla, nu? Da, se vede. Așa. Parte neperiodică. 58-ul este parte neperiodică. Aceasta nu se repetă. Cine se repetă? Doar 3. Deci partea periodică este 3, iar partea neperiodică este 58. Se numește număr periodic mixt. Deci el poartă numele număr zecimal periodic mixt. Număr zecimal periodic mixt. Număr zecimal periodic mixt. Așa poartă numele acest număr decimal, periodic mixt. Și iată cum am plecat de la fracție, de la 7 pe 12, și am ajuns la scrierea sub formă decimală, fiind 0,58 în perioadă 3. Și dacă cineva ne-ar fi dat așa, cum am fi dat noi peste 7 pe 12? Întrebare. Deci înapoi, cum ajungem aici? Nu mai poți să spui mulți virgula la dreapta, că ai multe, multe cifre. Nu-i numai 3. Ci foarte, foarte multe. 3, 3, 3, 3, 3. Neterminat. Deci înapoi problema e foarte dificilă. Și atunci cum facem? Nu știu cum să facem. O să luăm un caz de ăsta în care perioada începe exact după virgulă și poate îmi amintesc. Acum nu mai țin minte și nu știu ce să fac. Dar dacă am să plec de la o situație de cea mai simplă, parcă data trecută am luat noi 1 pe 3. 1 pe 3 egal cu. Știi că am făcut împărțirea asta și ne-a dat așa 0, um. 0,3 în perioadă. Da. Ia închipuiți că vine 0, pui 10, 3 în 10, da. 3 ori, așa. Asta, cum aș scrie eu? După teorie, n-aș putea să fac. Cam foarte mult zeal de 3. Dar am să iau pe 1 pe 3 și scriu că fiind egal, mulțesc un 3 și sus și jos. Și 3 ori 1, 3, 3 pe 9. Că 1 pe 3 este egal cu 3 pe 9. Hai că e foarte tare. 3 pe 9. 3 este acesta de aici, din perioadă. Și nouă deci este scrie 3 ori 9, care tot se repetă. Deci 3, scrim pe 3 acela care se repetă și supra 9 o singură dată. Dacă ar fi fost o echipă de... hai să vedem așa, cum să facem? Nu, aș vrea să, să nu fie observația asta proastă, știi? Că dacă pe 3 împar la 9, îmi dă tot așa, 0,3 în perioadă.
Deci ar fi deșteaptă chestia asta, că dacă observația ar fi bună. Adică ce vreau să scriu? Vreau să scriu ce se află în perioadă, supra, dacă e o singură cifră, un singur 9, dacă o să fie din două cifre, să pui 2 din 9, să zicem. Adică așa ar vrea să încerc. 0,13 în perioadă. Dacă ar fi 0,13 în perioadă, eu aș zice că este egal, dar pun semn de întrebare, că nu știu dacă e bună șmecheria asta. Egal cu 13 supra 2 din 9, supra 99. Dacă eu m-am legat și ar fi bună. Dar cum, ca să dispară semnul de întrebare, ar trebui să mă împarți pe 13 la 99 și să vedem dacă îmi dă așa. Ia să încercăm. 13 împărțit la 99. Ia, fă tu împărțirea. Deci vine de 0 ori. 0. Da. Și acum e 130. Deci. Și 99 în 130 merge de... O dată. Dată. Așa. Și restul cât este? Din 13 scăzut pe 99, parcă e 14, nu? Un pic. Cu 31. Deci restul, ai spus că este 14, nu? 14 am spus. Din 130 scăzut pe... Nu, mai zis tu bine, 31, corect, 31. Și pui un 0 și vine 310. Da. Și de câte ori merge, ia vezi. Mediat. Păi 310. 3. Nu, de 3 ori. Nu? Cât face? 3927, 3927, deci 297. Era 300. Fă tu scăderea, te rog. Am numerat 3, în paranteză 1, 3. Nu, dar la scăderea asta, era 100, cât a fost mai mare? Că a fost 130, o mers 99 odată. Vreau să-mi aici să-mi vorbim. 31. 31 aici. Am mai pus un 0, 310, am mers de 3 ori, 3 ori 9, 27. 3 ori 9, 27, 29. Aici e 3. Și 9 din 10, 1. 9, nu, 13. 10, 1. Da, nimic. Nimic. Punem, iată, 130, se repetă de împărțitul dinainte. Deci 0, o dată și se vede că 13 e periodic, nu? Da. E bine. E foarte bine. Deci ar fi bună observația asta. Că dacă n-am fi avut paranteza asta, Măriuca, dacă ar fi fost 0,13 fără perioadă, deci s-ar fi obținut, cu cine ar fi fost egal în condițiile astea? Deci dacă ar fi fost 0,13 fără perioadă, ziceam egal cu 13, 2 decimale fuge la dreapta virgula, 13 supra 100, nu? Uh-huh. Iar fiindcă după 13 urmează 13, 13, 13, nu mai scriem supra 100, ci mai puțin de 100.
99, că dacă e mai puțin, împărțirea la un număr mai mic, numitorul este mai mic, fracția se mărește. Adică, cum să spun, pe 1 dacă îl împarți între 1 pe 3 și 1 pe 5, care crezi tu că e mai mare? Între 1 pe 3 și 1 pe 5. 1 pe 5. 1 pe 5 e mai mic, că e o cincime din măr, dintr-o prăjitură. Închipuiți așa, că ești tu. Da. O treime este, dacă vorbim de prăjitură, cum ai zis. Așa. O treime e mai groasă decât o cincime. E mai mare, sigur că da. O treime e mai groasă, felia, decât o cincime. În concluzie, chiar dacă te duce în cum să spun, eroare că 3 este mai mic decât 5, dar e vorba că împărțim pe 1 fierbinte prăjitura aceea în 3. Și ca rezultat, e clar că adică vezi tu 3-ul e mai mic decât pe 5. E adevărat, dar 1 pe 3 se schimbă. 1 pe 3 este mai mare decât 1 pe 5. Deci, dacă 3 e mai mic decât 5, 1 pe 3, adică la împărțire, împărțim la cel mai mic, devine mai mare decât împărțim la, la un număr mai mare. Așa și noi aici. Uite, noi am avut așa. 1 pe 99, 99, față de 1 pe 100. Care este mai mare? Mai mare este o treime. Nu, pe 1 pe 99 și 1 pe 100. Ah. Mai mare este 1 pe 99. Corect. 1 pe 99 e mai mare. Dar și 13, că na, 13 și dacă ești la numărător, ca și mai ar fi 13 prăjituri împărțit la 99, 13 împărțit la prăjituri împărțit la 100, e clar că cu cât împați la mai puțin, e felia mai groasă, cum ai zis tu. Da. Așa și aici la noi, în condițiile astea, cred că am observat o chestie foarte bună. Deci dacă n-ar fi fost virgula, n-ar fi fost paranteza, spuneam supra 100. Fiindcă e paranteză, adică mai de-al de 13 continuu foarte, foarte mulți, așa, atunci zicem supra 99. Ca iată, valoarea să fie mai mare. Deci cum se transformă un număr periodic simplu în fracție ordinară? Faptul că e periodic simplu începe, începe grupul de cifre care se repete exact după, exact după virgulă. Și punem grupa care se repete sub atâția deal din nouă câte cifre sunt în perioadă. Adică doi de două cifre aici, 1 și 3, supra 2 de 9. Dacă ar fi 3 cifre, 3 de 9. Așa cum spunem în varianta în care nu avem în perioadă, ci spunem 1 urmat de atâtea zerouri, câte cifre are perioada decimală? 2 zerouri. Deci de aici, în loc de zerourile acelea să facem 100, zicem de atâția de al din nouă. E foarte interesantă observația asta. Bine că ne-am amintit că eram așa într-o situație grea. Hai să mai facem și noi câteva ieșiții și să ne convingem că așa este. Deci, să zicem așa. Transform tu pe șapte. Zim, te rog. Putem să continuăm mâine? Te rog, gata, ne putem opri, nicio problemă. Da? Să-ți dau și... Dăm tema, da, dăm tema. Asta vreau să facem. Uite, vreau să reprezinți pe acest șapte, nu, că se dă periodic. Trebuie să se împarte exact, periodică nu se poate reprezenta. Da. Deci numărul periodic nu se poate reprezenta pe dreapta. N-am nicio șansă să-l reprezinte. Așadar, decât dacă îl fac sub formă de fracții. Numai 7 pe 12.
Așa că îți dau, ia să vedem eu cât, să zicem, 23 supra 8. Să-l reprezinți pe dreaptă, să-i găsești forma zecimală, deci în ambele variante, și sub formă de fracție ordinară, așa, 23 pe 8, pe unde se află pe dreaptă, să reprezinți și pe sub formă zecimală, adică faci împărțirea și primul să exersezi cu trecerea dintr-una în alta. Și să-mi treci pe 7,58 în perioadă fracția. În ce fracție? Deci în ce fracție se așează asta așa? Deci ai forma zecimală, să găsești fracția. Și să dovedești că e bine, adică faci împărțirea la fracție și să-ți dea 7,58. Adică și înapoi lucrarea, da? Sigur că merită să treci din nou revistă toată discuția asta. Încearcă să vezi filmulețul ca noțiunile acestea să fie clar. Că... Am văzut filmulețul ăla de vineri, adică l-am uitat la el din nou. Mă bucur mult. Dar roagă-l pe tata să dea drumul la filmele care sunt acolo, că ele sunt în... Le-am văzut dopus la procesare, cred că le-au uitat să le dea drumul și cele care s-au mai adunat să le pun în continuare. Că, am văzut acolo comentarii frumoase. Au și apărut la unele din ele. Niște comentarii la cele care le-au dat drumul, sigur. Nu prima, dragilor, și ca o recapitulare, ce pot să spui? Care a fost noutatea pe care tu ai reținut-o? Cu ce pleci la lecția asta? Care, în afară de... noi am recapitulat noțiunile de data trecută, dar cu ce noutăți? Care e noutatea din lecții? Cum să transformă zecimală într-o fracție? Deci cum trebuie să transformă număr zecimal într-o fracție? Număr zecimal într-o fracție. Da. Și ordinară, da, într-o fracție ordinară. Și înapoi. Cum se transformă o fracție zecimală, cum se transformă fracția ordinară în fracție zecimală, făcând împărțirea efectiv, și înapoi ai văzut. Dar noutatea este asta, cum se transformă o fracție zecimală periodică simplă. Periodică în simplă, în fracție ordinară. Adică pui atâția de al din nouă câte cifre are. Ne-a rămas asta, care nu mi-am amintit-o. Rămâne să vedem cum o să o putem face data viitoare. Știi că nu începe grupul de cifre imediat. Nu începe imediat după virgulă, ci undeva mai târziu. Da. Am și parte neperiodică. Adică este vorba de o fracție periodică mixtă. Număr zecimal periodic mixt. Este un număr zecimal periodic mixt. Adică am și parte neperiodică și parte periodică. Asta să încercăm să răspundem mâine, să vedem dacă... Mi-amintesc cum... Și dovada că va fi bine dacă găsim și facem proba. Adică proba ce înseamnă? Să faci împărțirea efectivă și să-ți dea. 7 pe 12. Asta va însemna. Bine, ne oprim aici. Vezi filmulețul și reține încă o dată noutățile din lecția asta. Și chiar întrebarea asta care am lăsat-o acum în suspans, să vedem dacă reușim până mâine să găsim răspuns. La revedere, dragilor! Pa! Pe curând!